Te bucurăm cu toți cei mântuiți. Atunci când Domnul e prezent, chiar și prietenii simt ceva mai deosebit, chiar dacă nu știu să-și explice situația și cercetarea Duhului Sfânt. Dar întotdeauna, când intri într-un loc unde este Domnul prezent, să fii gata, acolo Domnul să te mângâie, să fii gata, acolo Domnul să-ți vorbească, amin, să fii gata, acolo Domnul să-ți schimbe felul tău de a fi. Să faceți în așa fel, spune Apostolul Pavel, să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Amin. Indiferent de ce vârstă avem, indiferent de ce poziție socială avem, indiferent de cum ne numim și de unde am venit și unde ne-am duce pe sfera pământului, cei care au avut parte de har sunt chemați să fie foarte atenți. Nu cumva harul acesta care ți s-a descoperit în felurite chipuri și moduri, la un moment dat să se tragă linie și să spună Domnul în zadar. Să te ierte Domnul, să te curățească, să te vindece, să-ți dea binecuvântări în familie, să-ți dea binecuvântări la locul de muncă, să îți dea biserică unde să te poți bucura, să te poți descărca de toate poverile, de toate îngrijorările, să ai frați cu care să plângi, cu care să te bucuri și la urmă să nu se fi produs schimbarea în tine. Și la urmă să nu-ți iei examenul final de intrare în Împărăția Cerurilor, ce trist ar fi. Dar, Doamne, fă întreaga adunare, toți cei care suntem prezenți aici, de aproape, de departe, care te cunoaștem pe tine mai mult sau care te cunosc pe tine mai puțin, Doamne, fă în toți harul Tău să lucreze cu putere. Și la final să avem mântuirea. Astăzi suntem aici în cadrul slujbei de binecuvântare. Și tot astăzi suntem aici și în perioada de post și rugăciune cu adunarea pentru copiii care s-au depărtat de Domnul, pentru copiii care sunt răzvrătiți, pentru copiii care nu mai ascultă nici de Domnul, nici de părinți. Și înainte ca noi să știm chiar de perioada aceasta de post, s-a fixat o temă pentru duminica aceasta de binecuvântări, când putem, într-un cadru mai deschis, mai direct, să stăm de vorbă puțin pe linia aceasta creșterilor copiilor sau a învățăturii în familie sau tot ceea ce privește bunul mers în ceea ce privește cu copiii. Și pentru asta s-a fixat tema aceasta care, cum spuneam înainte de a ști noi, chiar și de perioada de post fixată, s-a luat hotărârea aceasta să fie o temă frumoasă. Cum să-mi câștig copiii pentru Domnul? Potrivește și cu rugăciunea pentru copiii noștri către Dumnezeu, potrivește și cu atitudinea noastră de smerenie și de umilință înaintea Domnului, pentru că întotdeauna, să știți, când cerem ceva de la Dumnezeu, nu ne putem raporta doar înspre o singură direcție. Doamne, numai către Tine, numai către Tine și de mine nu mă interesează. Doamne, numai Tu să faci, numai Tu să faci și eu stau cu mâinile în sân. Doamne, numai Tu să lucrezi, numai Tu să împlinești cuvântul Tău și pe mine nu mă interesează. Nu este corect. Cine se raportează în felul acesta la Dumnezeu, să nu aștepte din partea lui Dumnezeu nici mântuire, nici binecuvântare și nici întoarcerea copiilor dacă rămânem în tema aceasta. Și aici am vrea să rămânem. Ci întotdeauna să știți că lucrurile merg mână în mână. Apostolul Pavel încă din vechime spunea, și cu privire la propovăduire, și cu privire la toate învățăturile care el le dădea, spunea așa, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Nu numai Dumnezeu este lucrător, nu numai Dumnezeu este chemat la lucru în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră, ci Biblia spune, noi suntem lucrători. Și în biserică, și în familie, și în toate locurile unde Dumnezeu vrea să lucreze, nu uitați, noi suntem împreună cu Dumnezeu. Problema esențială este niciodată să nu fii fără Dumnezeu. Dar tot la fel de esențial este, atunci când ești cu Dumnezeu, niciodată să nu intri în extrema ca tu să nu faci nimic. Sunt unii care ei cred că odată rugându-se înaintea Domnului pentru copil, pentru soție, pentru o problemă, ei sunt absolviți de orice altă răspundere. Să știți că este o învățătură greșită. În momentul în care înălțăm înaintea Domnului rugăciuni, în momentul în care înălțăm înaintea Dumnezeului nostru cereri fierbinți, avem datoria de a împlini voia lui Dumnezeu în viețile noastre în primul rând. Amin. Cum să-ți câștigi copiii pentru Domnul? Primul punct,
Foarte esențial. Și de aici apoi se răsfrâng toate celelalte. Mai întâi, tu însuți trebuie să fii al Domnului. Amin. Nu se poate să înveți matematică pe unul și tu nu știi matematică. Nu se poate să înveți șoferie pe cineva să șofeze și tu n-ai apăsat niciodată pe pedale sau niciodată n-ai încercat să vezi, stăpânești volanul sau nu. Că se întâmplă malformații, se întâmplă. Stă cel din dreapta care nici măcar n-are carne de șofer. Lângă tine și te pistonează de numa. Astea sunt aberații și de multe ori se întâmplă trist și în familie așa, și în biserici așa. Nu vi s-a nimerit și n-ați auzit, dumneavoastră care poate nu treceți niciodată pe lambon. Fie dumneavoastră personal să fiți ispitiți, fie să fiți ispitiți de alții. Cu privire la cei care trec pe lambon, o simplă sau un simplu exemplu, da? O simplă paralelă. Măi, așa ar trebui să predice, așa ar trebui să stea omul cu poziția lui, așa ar trebui omul să-și ridice mâinile, sau așa, sau așa, sau așa. Atâtea sfaturi, dar eu niciodată nu trecu pe aici. Fraților, astea sunt aberații. Nu se cuvine să înveți pe altul ceea ce tu nu practici. Nu se cuvine să vorbești despre Domnul copiilor tăi dacă Domnul nu este Dumnezeul tău. Eventual, știi ce poți să faci? Spune, măi copile, eu nu sunt pocăit. Eu nu mă încred în Dumnezeu. Dar uită-te poate spre bunicii tăi dacă i-ai pocăiți. Uită-te poate spre prietenii tăi dacă sunt pocăiți. Uită-te dacă poți spre alții. Eu nu pot să-ți dau învățătură aici. Cel mult atât ai putea să o faci. Dar vorbind celor mântuiți, nu uitați, să nu ne uităm spre copiii noștri înainte ca să ne oprim și să ne uităm la noi. Să nu vorbim copiilor noștri înainte ca să ne fi vorbit nouă înșine. Vrei în copiii tăi să vezi râvnă? Vrei în copiii tăi să vezi pocăință? Vrei în copiii tăi să vezi un Dumnezeu viu? Și în tine nu există Dumnezeu. Și în tine nu există râvnă. Și în tine nu există pocăință. Nu vi se pare fără logică? Nu vi se pare anormal? Nu uitați, dacă vrem copii câștigați pentru Domnul, mai întâi începem cu noi. Eu să-L cunosc pe Domnul, eu să am părtășie cu Domnul, eu să știu cine-i Domnul. Nu doar să citesc în Scripturi despre El, nu doar să asist la programe religioase unde se aud vestirea Evangheliei despre Dumnezeul care face minuni, ci eu personal să cunosc pe Dumnezeul care face minuni. Eu personal să am tangență reală, relație personală cu Dumnezeul care face minuni. Așa a fost și citirea aici. Mai întâi spune versetul 17, eu... Și aici fiecare părinte se spune eu, ca părinte. Asta mi este poziția. Nădăjduiesc în Domnul, care chiar dacă își ascunde fața uneori față de copiii lui Iacob, dar eu nădăjduiesc în El, în El îmi pun încrederea. Dar de ce, părinte? Pentru că îl cunosc pe Domnul, pentru că știu cine este, pentru că am relație personală cu El. Numai în cineva pe care îl cunoști, care știi că e capabil, care știi că e puternic și demn de încredere, numai într-ăla îți pui nădejdea. Și pe orizontală, dacă ar fi vorba, nu? Eu nu cred că apelați la oricine să vă rezolva problema angajării, de exemplu, dacă vreți să fiți angajat. Sau dacă vreți să fiți ajutați financiar. Nu cred că apelați la oricine de pe stradă. Primul venit sau primul luat la ochi, mergi și apelezi la el. Nu cred. Ci în funcție de cererea care o ai, apelezi la persoanele demne de încredere. Fie recomandate de cineva, dar după aceea tu personal trebuie să ajungi la ele. Deci auzi mă... Te-a recomandat cineva la cutare, dar trebuie să ai o întâlnire cu el. Cam așa merg lucrurile. Există întâlnirea aceea de față în față, apoi cunoașterea. Ei, cu atât mai mult când e vorba de relația cu Domnul. E bine să auzi ce mi-a făcut Domnul. E bine să auzim ce lucrează Domnul între noi. Dar nu uitați, lucrurile acestea să nu rămână doar ca niște povești frumoase sau amuzante uneori sau cu lacrimi uneori, nu, nu. Ci toate experiențele noastre, Dumnezeu are un singur scop. Să te ducă și pe tine care n-ai avut experiență cu Domnul, să-L cunoști pe Domnul, să ai experiență cu El. Deci nu uitați, dacă vrei copiii să fie întorși la Domnul, cel mai important lucru, tu însuți să fii întorși la Domnul, tu însuți să fii a Domnului, tu însuți să trăiești în curăție de inimă
și în frică de Domnul. Iată, eu nădăjduiesc în Domnul. Și apoi spune el, eu și copiii mei suntem așa cum place Domnului. Indiferent de cum e Israelul, indiferent de ce criză traversează Israelul, eu nădăjduiesc în Domnul și dacă eu mă încred în Domnul, și copiii mei și casa mea este într-o poziție după voia Domnului. Mai întâi eu. Nu privind mai întâi spre copii, ci mai întâi privind spre mine. Doamne, ajută-ne! Un alt punct foarte important. Se îmbină împreună din Psalmul 78, o învățătură și avem și în Deuteronom capitolul 6, o poruncă a Domnului. Să învățăm pe copiii noștri. Sigur, și despre învățătură vreau să ating câteva lucruri, de aici îmbinăm două lucruri deodată. Accentuez mai întâi ideea aceasta de a ne face timp pentru copiii noștri. 78 Psalm, începând cu versetul 3, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor, pentru aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, nu în altcineva. Dar dacă nu-ți faci timp, cum vei putea povesti copiilor? De aceea am spus, e foarte important să înțelegeți. Nu e suficient programul de biserică. Nu e suficient să îi trimiți la școala duminicală pe copii. E lucru bun, dar nu e suficient. Primordial este tu ca părinte și eu ca părinte să-mi fac timp pentru copiii mei. Sigur că aceasta potrivește cu anumite categorii de vârstă. Dacă ai scăpat din mâini, dacă deja copiii tăi sunt la 17-18 ani și nu ți-ai făcut timp până acum și nu i-ai cucerit cu felul tău de a fi, cam greu să mai poți face ceva. Dar acum, fiindcă avem un spectru larg de audiență, prindem câțiva pași care ar trebui să existe în familiile noastre. Și fiecare unde vă potriviți și unde mai puteți lucra, faceți ceea ce se cuvine, pentru ca și Domnul la vremea Lui să facă din partea Lui mântuirea copiilor noștri. Căci este drept, nu noi mântuim copiii noștri. Domnul este singurul care poate mântui. Dar precum Evanghelia trebuie vestită oamenilor de afară ca ei să fie mântuiți, excepție când câte unul mai visează un vis, excepție când se mai coboară câte un înger, excepție când mai apare câte o lumină ca lui Saul din Tars, sunt excepții și în Biblia acestea. Propovăduirea de la gură la gură sau de la gură la ureche este încurajată de Scriptură și spune Biblia, duceți-vă și vestiți Evanghelia la orice făptură. Asta e chemarea noastră. Și după ce noi vestim Evanghelia în ungerea, călăuzirea și puterea Duhului Sfânt, Domnul lucrează la inima oamenilor și convertește. Să știți că exact același procedeu este și în familie. Duceți-vă și faceți-vă timp pentru copiii voștri. Duceți-vă și să ne facem timp pentru copiii noștri și să-i ținem la a le povesti lucrările Domnului, la a-i învăța cuvântul Domnului, la a-i învăța rânduielile Domnului. E primordial în viața noastră de familie pentru ca copiii să fie câștigați. Câștigarea copiilor nu începe la 15 ani, nu începe nici la 20 de ani. Câștigarea copiilor trebuie să înceapă cel puțin de atunci de când ei s-au născut deja în familia noastră. Că ar fi o altă teorie și v-am mai spus-o, dovedită de medicina actuală, foarte mult contează timpul însărcinării femeii. Cum este pentru familie? Cu pace, fără pace? Cu stres, fără stres? Cu tulburare, fără tulburare? Acolo, în pântecele mamei, dacă copilul primește liniște de la mamă, copilul are șansă să fie liniștit. Dar lăsăm capitolul acesta, rămânem cel puțin de când s-a născut. De atunci trebuie să ne dăm interes în funcție de timpul care îl au copiii, de vârsta, de priceperea, de capacitatea lor de a prinde lucrurile. Trebuie să ne facem timp. Mulți, și v-am mai spus exemplul acesta, greșesc ca acel părinte care a avut copii, i-a avut mărunței, dar venind în Austria sau stând în România sau mergând în America, vrând să asigure ceva mai mult copiilor lor decât au avut ei când au fost copii,
S-au angajat ambii părinți și de dimineața până seara, doar la lucru și la lucru și altceva nu știau. Și dacă au avut nevoie de cineva la un moment dat să ia copiii, să-i ducă la grădiniță, să-i aducă înapoi, au făcut și lucrul acesta. Dar să știți, oricât de bun babysitter ai avea, sau de bună va fi persoana aceea, nu va înlocui părinții. Oricât de buni învățători la școala duminicală vom avea, nu vor înlocui părinții. Și s-a întâmplat cu mulți alții, cum s-a întâmplat și cu persoana aceasta despre care vă vorbesc. Nu un caz imaginar, un caz real. A crescut mare, a ajuns la 15-16 ani, o tânără, adusă la binecuvântare, purtată pe brațe de rugăciuni. Și știți reacția ei care a fost față de părinți? O reacție dură și care lasă lacrimi. Zice, de când am fost în prima clasă, mi-ați pus cheia la gât. Nu vă vedeam decât seara și atunci pentru scurt timp. Da, dar noi ne-am dus să-ți câștigăm ție. Nu-mi trebuie nimic din ce mi-ați câștigat. Mi-ați lipsit voi cu părtășia voastră, cu dragostea voastră. Știu că poate unii, în ideea dumneavoastră de a vă făuri un țel în viață, mă veți contrazice. Nu e timpul de contraziceri și nu vreau să ispitesc pe nimeni, dar vreau doar să vă dau timp de meditație și cei ce mai puteți îndrepta anumite lucruri, îndreptați-le. Dacă vrei copii pentru Domnul, pe lângă viața ta schimbată, fă-ți timp pentru copiii tăi. Nu lăsa să-i crească școala cu societatea ei bolnavă. Nu lăsa nici măcar școala duminicală să-i crească, că ei n-au cum să-i crească. În 2 ore pe săptămână nu au cum să crească copiii dumitale pe verticală frumos. Ei doar colorează sau ei doar ajustează anumite lucruri pe care dumneata deja le-ai crescut în copiii dumitale. Dumneata și eu suntem responsabili în dreptul copiilor noștri. Nu fugiți de această responsabilitate, căci ne vom trezi la vârsta adolescenței, apoi la vârsta majoratului, cu surprize neplăcute. Chiar dacă vei face tot ce se poate, și atunci apar surprize. Dar dacă nu faci, câtă mustare de cuget vei avea? Doamne, dă-ne putere să ne facem timp. Și atunci când timpul este pus, să fim atenți la ce vârstă au copiii, să abordăm învățătura ca atare, dacă trebuie anumite teme discutate pe față, să ai tăria de caracter să le discuți pe față. Pentru că a trecut vremea de acum 50 de ani, când copiii nu știau până la 15-16 ani peripețiile unei vieți tinerești ce aduce. De la grădiniță încă, copiii și apoi în școli sunt învățați cu toate lucrurile care apar în viață. Nu ne convine, dar nu le putem opri? Ori odată ce sunt trâmbițate pe mass media și prin toate mijloacele de învățătură, noi ca biserică, ca și părinți credincioși, trebuie să prevenim aceasta, nu fugind de ele, nu fiind un tabu anumite subiecte, nu, ci stând pregătiți cu scripturile, stând pregătiți cu cărți de specialitate care nu te scot din scripturi, aceste cărți le recomandăm, care ajută la înțelegerea scripturilor în vremurile de acum, stând în fața copiilor noștri cu fruntea sus și sfătuindu-i, făcându-ne timp. Doamne, ajută-ne pe toți părinții la lucrul acesta. Există apoi încă un punct foarte important, Efeseni, un cuvânt care noi îl știm foarte bine. Capitolul 6, începând cu versetul 4, și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i. Dar dacă n-ai timp, din nou punctul 2. În mustrarea și învățătura Domnului, dar eu n-am timp, toată ziua sunt plecat. Chiar dacă ești lucrător, chiar dacă ești slujbaș, indiferent la ce nivel în casa lui Dumnezeu, ești chemat să-ți faci timp pentru copii, căci nimeni nu-și va face în locul tău și nimeni nu poate, chiar dacă ar vrea să-și facă timp în locul tău, nu va putea acoperi locul tău. Fiți foarte atenți la lucrul acesta. Chiar dacă ești slujbaș, te duci în numele Domnului, du-te! Dar nu uita că tot Domnul ți-a dat o familie. Nu uita că tot Domnul ți-a dat o responsabilitate cu soția împreună, cu copiii împreună, să slujiți și să creșteți înaintea Domnului. Nu uita, Domnul, în primul rând, când te va chema acasă, va aștepta să spui exact
cum a spus Iosua de atunci sau cum a spus Isaia de acum. Eu și casa mea slujim Domnului. Eu și casa mea am slujit, Doamne, suntem aici. Doamne, dă-ne puterea aceasta la toți. Și toți copiii noștri să fie mântuiți. Dar există și punctul acesta. Nu-i întărâta la mânie. Nu-i provoca. De multe ori, unii părinți sunt prea glumeți și vorbesc vrute și nevrute. Și când trebuie să vorbească serios, tot în glumă, până acolo încât unii copii sunt atât de dezorientați și de debusolați, încât nu mai știe ce vorbește mama sau nu mai știe ce vorbește tata. Când vorbește serios, când nu. Alți părinți sunt atât de ușor de iritat, încât, ca și vara, din senin nu mai vezi că tună, fulgeră și plouă abundent. Sunt unii părinți care nu sunt stăpâniți pe emoțiile lor. Chiar dacă acum te-ai trezit sau ești la amiază, la masă sau seara, totul este o ambianță plăcută în familie, ceva nu-ți convine și dintr-o dată explodezi atât de dur, încât copilul acela la un moment dat zice, nu știu ce familie e asta. Dom'le, când îi caz de nevoie, de necaz, de strâmtorare, de supărare chiar, mai înțelegem, dar uite, totul a fost ok, dintr-o dată mama sau tata a explodat necontrolat. Fiți foarte atenți, astea toate sunt lucruri prin care noi întărâtăm pe copiii noștri, adică îi provocăm. Apoi, încă un fenomen prin care se provoacă. Îți dau, nu-ți dau, îți dau, nu-ți dau. Știi, ca și când ai vrea să-i dai la cățeluș, noi aici n-avem căței, dar din România am venit, au alții aici căței. Și dai bucata de carne și eu ei, eu dai, iar eu ei. Știi ce se întâmplă până la urmă? Unii ați pățit lucrul acesta ca și copii. A sărit câinele cât ți-a fost de credincios până ieri. A sărit la tine să te muște. Pentru că îl întărâți. Unii spun, îți dau cadoul acesta, nu ți-l dau. Ți-l dau, nu ți-l dau. Îți fac asta, nu ți fac asta. Ba alții promit și nu se țin de cuvânt. Știi ce înseamnă asta? Pe scurt, întărâtare, provocare la mânie. Mai bine nu promite nimic copilului tău decât să nu împlinești ceea ce ți-a ieșit din gură. Există și extrema cealaltă. De mai face asta, îți rup urechile. Eu încă n-am văzut nicio ureche ruptă. Dacă mai faci asta, stai degetele jos. Frați și surori, astea sunt cuvinte nechipzuite. Biblia ne raportează direct la atitudinea aceasta și spune să ne lepădăm de aceste feluri de vorbire. Nu avem voie să vorbim nechipzuit cu copiii noștri. Toate acestea, până la urmă, duc la un singur punct. Provocare la mânia copiilor noștri. Trec mai repede, întrucât timpul trece și vreau să rămână timp și pentru partea cealaltă de mărturisire. Fii echilibrat întotdeauna la mustrare și la apreciere. Sunt unii părinți care nu fac un echilibru între cele două părți. Ba chiar am auzit o ideologie care n-ar trebui să circule deloc în lumea noastră. Nici la cei nepocăiți, nici la cei pocăiți. Auzi copilul tău să nu-l auzi, că dacă îl auzi se îngânfă, frați și surori. Dacă îți iese o prorocie prin Duhul Sfânt și spune Domnul, ca și cum spune aici în Apocalipsa la cele 7 biserici, știu faptele tale, știu că te lupți, apreciez lucrul acesta, îți văd postul și strădania, te îngânfi înaintea Domnului? Eu cred că toți ne bucurăm când Domnul vede lupta noastră și spune Domnul, te văd că te lupți, te văd că te zbați, apreciez lucrul acesta. Cu atât mai mult copiii noștri care nu sunt maturi cum suntem noi, așteaptă din partea noastră apreciere. Nu întotdeauna vor fi vrednici de apreciat. Poate din 10 lucruri care le fac, doar unul cere aprecierea. Apreciază-l din plin. Îi vei crește încrederea în tine. Îi vei crește apropierea de tine. Își va da seama că ești echilibrat. Sigur, unii trec și la extrema cealaltă, cum a făcut David cu unul din copiii lui. Și ăla i-a pricinuit mare necaz. Zice că nu l-a mustrat niciodată. Nu l-a mustrat. Și omul acela, prin frumusețea lui, prin felul lui de a fi, a întărâtat la un moment dat tot Israelul împotriva împăratului, pentru că ăla n-a fost mustrat, n-a fost pedepsit. Probabil întotdeauna a fost apreciat. Dintre toți ceilalți frați, Absalom, tu ești cel mai frumos. Absalom, tu ești cel mai răsărit. Absalom, ca tine, nu-i niciun copil al meu. Și asta l-a debusolat. Și la un moment dat a făcut vraiște de împărăție. Nici nu mai laude,
că nu sunt chiar de nota 1 sau de nota 10, dacă vorbim la români. Nu. Dar nici totdeauna de repetenție și de corijență. Nu. Nu totdeauna cu mustrare, cu mustrare, cu mustrare și nicio apreciere. Dacă vrei copiii pentru Domnul, caută să fie echilibrat înaintea Domnului prin Scripturi și prin viața ta personală care o trăiești cu Domnul. Mustrare la timp, încurajare la timp, ceartă la timp și apreciere la timp. Și amândouă împreună să crească echilibru emoțional al copilului într-un mod normal. Nu uita, voi încheia cu ultimul punct, nu că acesta ar fi ultimul. Din subiectul acesta am putea ține zeci de predici, cu zeci de teme și le avem nevoie. Sunt cărți, e Biblia cea mai importantă lucrare. Cercetați un domeniu creșterii copiilor și vedeți cum se pune accentul. Rămâne în schimb, cât ne dă Domnul suflare, știind că există o lume spirituală. Lumea lui Dumnezeu și lumea demonică formează lumea spirituală. Știind că lumea lui Dumnezeu este în conflict permanent cu lumea demonică și lumea demonică la fel cu lumea lui Dumnezeu. Noi suntem undeva la mijloc, în interesul celor două lumi spirituale. Că vrei să accepți, că nu vrei să accepți. Aici ești, pe această orbită ești lăsat, lansat de Dumnezeu pe pământul acesta. Se luptă Dumnezeu pentru tine și L-a trimis pe Hristos, pe Duhul Sfânt, să te răscumpere, să te învețe, să te călăuzească, căci vrea Dumnezeu cu orice preț să fii a împărăției cerurilor moștenitori. Dar la fel și diavolul se luptă și vrea, prin tot felul de oferte nebunești, drăcești, lipsite de orice scrupule, se luptă cu orice preț să te prindă pe tine și pe copiii tăi, în tot felul de patimi scârboase și necurate, ca la urmă să petreci veșnicia iadului cu el, cu diavolul. Și cele două lumi se luptă pentru mine și pentru tine și pentru copiii noștri. După ce trăim o viață de predare înaintea Domnului, după ce veghem asupra copiilor noștri, ne facem timp, concomitent, toate deodată trebuie să făcute. După ce ne luptăm să nu întărâtăm pe copiii noștri la mânie, după ce ne luptăm să ducem o viață etică, morală, din toate privințele, căutăm neîncetat cât avem grai în noi, cât avem minte în capul nostru și cât mai putem striga către Domnul. Și dacă vom ajunge să nu putem striga către Domnul, dacă suspinul îl vom putea îndrepta către Domnul, să nu încetăm să mijlocim pentru copiii noștri. Doamne, Tu poți pune hotar diavolului. Doamne, Tu poți să nimicești planurile diavolului. Doamne, Tu poți să te descoperi copiilor noștri. Să nu încetăm lucrul acesta. E bine că trimitem bilete la biserică, e bine că provocăm grupuri și grupuri și grupuri și Doamne ajută-ne să unim tot mai mulți la lucrarea aceasta de mijlocire. Dar cel mai important este eu ca părinte, dumneata ca părinte, te pui înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, copiii care mi-ai dat vreau să aparțină cerului. Copiii care mi-ai dat vreau să nu rămână în lumea aceasta sub blestem și să fie smulși de acolo cu puterea Ta. Eu îmi fac partea. Sau uneori când am greșit, mă pocăiesc, Doamne. Uneori când am greșit, mă prăbușesc, Doamne. Și recunosc că doar Tu poți să aduci pocăința și pentru mine și pentru copiii mei. Cum să-mi câștig copiii pentru Domnul? Haideți să urmăm cei câțiva pași, cel puțin, și veți vedea schimbare. Făcându-ți timp, căutând să înțelegi copilul, căutând să-l provoci la comunicare, multe altele ar fi, dar mă opresc aici, dorindu-vă binecuvântarea Domnului în viața de familie tuturor și mie. Amin. Ce bine-i cu Tine, Iisus, ce bine-i cu Tine, Iisus. Când mi-e greu cu mine ești, ajutor îmi dăruiești, ce bine-i cu Tine, Iisus. Când mi-e greu cu mine ești, ajutor îmi dăruiești,
ce bine-i cu tine, Iisus. Ce bine-i cu tine, Iisus, ce bine-i cu tine, Iisus. Inima în cer cetez și prin Duhul Sfânt lucrez, ce bine-i cu tine, Iisus.